Salut și bine v-am găsit, fraților, la cel un episod din acest Grainy. Astăzi va juca pe versiunea 7.1, ca așa se numește. Eu sper să vă placă, bă, fraților, o să dăm pe ediție ce s-a schimbat, așa, într-o nouă versiune. Și mi-a spus foarte mulți în comentarii că acest mod să-l pronunț corect, pentru că dacă de fiecare dată zic Nicrate, adică acum știu se spune așa. Și am zis că se spune Nightmare, deci o să-i spun de aceea încă o să-i spun Nightmare, pentru că mi-a spus foarte mulți în comentarii, dar hai să zicem și noi acum. Haideți să știu aceea, frate, ce s-a modificat. Ideea că noi am încercat versiunea 7, dar noi acum încercăm versiunea 7.1, încercăm pentru că da. Hai că ar fi mai multe versiune în care să fixez mai multe glitch-uri sau ceva, nu știu, habar n-am, dar aflăm acum. Și da, nu uitați acolo de o mare, mare like dacă vă place episodul și dacă noi să continuăm și cu alte versiuni, pentru că dacă mai sunt vreo... Dacă nu mă încerc, cred că 4 versiuni mai sunt, cam așa, vreo 4. Ok, controlul a tras singur pe dreapta, pentru că da, frate, ce să facă și controlul, în loc să pot să fac și ceva mai util. Dă mișcat, simți că tot la fel par, da? Adică nu vă mirați voi că a făcut ceva nivelul apărul în această versiune. Dar aruncat, tot par da aruncă. Păi mă enervează că, na, lagul ăsta se va simți și pe filmare și se mișcă ură după ce. Oh. Ok. Deci să aflăm acolo unde vine hârca. Ideea că, bă, noi acum suntem pe versiunile mai vechi. Da, chiar s-a observat acest semn aceea cu 4 puncte de astea. Salutii! Haide, come on! Dacă asta e încă o dată în bapciur. Wow! Hop! Hai că băgăm și noi cu aflate la sauna. Bă, dar văd cartea casa cam la fel, adică văd că... Na. FPS-ul sunt la fel, adică, bă, control, bă! Să fiu sincer, controlul, bă, pare că a fost modificat, adică nu mai mi-a făcut niciun pic de agățare să aceea controlul. Da, FPS-urile astea 30. Ok, Master Q, nu avem nevoie de el. Asta e problema, la mine e problema cu FPS-urile astea, că sunt 30 FPS-uri, dar ideea că în rest este ok versiunea, adică, na, măcar controlul mai trage singur. Ia-o-s, hărca e la bucătărie, frate. Hai, auto deschise acolo, ușița aia frumoasă. Ok, de ăsta acolo. Avem ciocanelul. Hai că e bine. Eu acum încerc să fac și finalul, pentru că ideea că vreau să văd și ce s-a mai băgat, adică automat o să facem un final la mișto, adică nu facem toate finalurile să vedem ce s-a băgat exact, dar pentru că ideea că foarte mult știe ce finalul sunt în grăini și de-aia nu stau să mă chinui. Așa. Ok, ok, prima chestie, control, o tras un pic pe dreapta controlul. Ok, mai repede, mai repede, go, 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 mai repede, mai repede, mai repede, când e de bani, bastard. Catic Pliersul. Aolo, m-a văzut hoașca, m-a văzut hoașca. Fugesc, că este pericol, frate, pericol mare aici, că vine hoașca asta după noi. Hai mai ce acesta. Aolo, vei, bă, controlul ei. Bă, măcar, trebuie să admire acum că nu mai trage așa de grav. Înainte tragea foarte tare pe dreapta. Ciaules! Hai să încercăm și noi pe aici, frate. Am făcut și pe aici ce trebuie, să vedem ce se mai află pe aici. Așa. Nimica pe aici, din păcate. Salutii! Bye! N-am chef de hârcă urâtă la masă. Uite, vine și hoașca, vine hoașca. O vă băga la saună ca să fim mai mult timp și noi, pentru că... Na. Ok, controlul văd că încă mai fuge, deci asta e nașpa. Aula. Bă, da prost arunca itemele, bă, da prost. Îi dau, nu știu, la aruncat itemelor, bă, s-a mai făcut o modificare, se poate observa, dar pe la per total îi dau, hai să-mi fiu nesimțit, îi dau și o 3 din 10, hai să-mi fiu de la. Da, de exemplu, versiunea de astăzi, adică versiunea care este și ziua de azi, acolo chiar, acum știu eu, că itemele foarte bine le aruncă. Dar numai în această versiune știu că le aruncă foarte. Bine, habar nu știu ce a făcut aia. Ok, mai fugi mult, fratele meu. Ba, piciorul în tine de control. Nu poți să fac nimica cu controlul ăsta, frate. Ok, avem 2 minute. Facem asta. Stai că eu am zis că e versiunea aceea veche. Dar vezi că s-a mai modificat un pic zona pe aici. Adică pe aceea. Bine, văd că apa încă nu este HD, cum este în ziua de azi. Adică tot este o apă cât de cât așa, de formă. Așa. Avem aici ciuhara, bă, dar... Ok, m-a apucat calul meu.
Așa, dați-vă. Gămea și picioarele la scânduri, ok. Nimica interesant, ok, atâta pozit, nimica interesat aici. Telecomanda aia la șpe care nu mă interesează. Hai mă frate, haide, dă-i. Că dacă avem nevoie de ajutor cât mai mult aici. Dă-i. Frumos. Ideea că hoașca trebuie să vină din secundă în secundă, pentru că ideea că pot, că am trecut 2 minute. Așa mă închizi ușa după noi, frumos, că așa e frumos, frate, să închizi ușa după tine, că dacă nu închizi, ești nesimțit. Ok, frumos, ce altă rotiță? Altă doamnă rotiță. Așa. Avem și gazolină, ne interesează mai tare. Bă, văd că începe să arunce din ce în ce mai bine itemele, deci asta sunt foarte mulțumit. Nu chiar 100% mulțumit cu aruncatul itemelor, dar bă, pentru moment văd că aruncă destul de binișor. Adică, mă, măcar ai un pic de control la aruncarea itemelor, deci asta mă face foarte mândru. Așa, pace, mai avem nimica. Perfect. Bucățica de armă avem aici. Nimica în sertare. Ia uite, frate. Că la arma apa aia, nici măcar s-a spawnat. Atât de puturoasă este hârcă, frate. Ok, am cam auzit-o. A, bă, unde-i hoașa, că am auzit-o pic că merge. Ok, acum acest să și merg cumva, pentru că ideea că e cam greu să mergi. Bă, frate, hai să vă zic sincer, dacă controlul acesta este foarte pardaf, nu știu, nu suport. Ești așa, se mișcă foarte prost. Mica aici în torpedo, din păcate. Așa, frumos. Intrăm aici ca lume. N-avem și noi un item pe aici, pe jos. Și mai frumos. Am auzit hoașcă. Am auzit hoașcă, frate. Nu mă, că îi fac schema, fiți atenți aici. Niște gălăgie pe partea asta ca să plece ca proasta, pentru că n-am chef de ea. Și în timp ce merge ea ca tântă, lua cap acolo, eu mă duc cap ala sau nu, pe aici, arate cap, na. Dacă mai sunt iteme pe aceea, trebuie să le faci, folosim și noi acum. Aolo, frate. Mă, eu simt de exemplu că acest control are și un pic de delay, simt așa un input delay la control. Aolo, deci avem aici o rotiță și rotița aia de acolo și avem nevoie de cheia verde de la cioara aia. Ok, vai de cap. Aolo. Bun. Este jale, ok? Este jale, pentru că dacă și controlul ăsta fuge. Mamă! Frumos, am pus-o pe lat aici. Nu pe lat, am pus-o în picioare, am pus asta. Atât de pus la jocul ăsta, frate, atât de pus la jocul ăsta. Ok, avem aici cheia de la mașchinetă, să pornim și noi un pic, să băgăm benzinica. Păi de. Ok, weapon kill și mai bine. Așa. Dacă nu mai fugi și acest control mirobolant, ar fi foarte frumos. Ia uite ce prost. Cum faci tu acolo? Fiți ar fărca, dar lasă că te băgăm noi acum la săunica aia frumoasă, pentru că na. Sau nu o să mai bag, o să-mi pun și de cu arbalta ca să fie mai interesant episodul. Mă, dacă stau să mă uit un pic aici, nu prea par nimic ca nou băgat. Cred că mai mult este optimizat aici, dar nici grafica nu s-a modificat, adică e tot aceeași poveste este. Abar de ce a fost acest update pe joc, dar ideea că mai avem câteva versiuni care ideea că tot a legătură cu cât un update de genul. Și na. A, uite un update, update-ul este că poți să închizi ăsta la porpagaș, frate. Nu știu dacă ar trebui să apreciez această chestie, dar măcar poți să închizi la porpagaș acum. Mai te bați acum. Ok, nu văd hoașca. Cred că hoașca s-a dus pe aici arată, adică, na. Bă, dar nici măcar nu vine. Atât de departe s-a dus, bă, frate, mă. Cred că a fost pe aici, pe undeva. Da, a fost pe aici, a fost pe aici, clar. Da, uite, clar a fost pe aici, fratele meu. Hai, mă. Hoașca mea frumoasă ce ești. Tu știi cât de mult te iubim pe tine, hoșcuița noastră frumoasă? Ok, ne face nimic. Avem aici manivela. Hai, mă!
O chestie cam aude. Oh! Te-ai dus frumușica noastră. O vom lăsa și pe aia îmi place să-și facă așa somnul de dimineață. Op! Facem asta frumos, dă șurubelnița, pentru că avem mare nevoie de ea. Mașina este deja în pregătiri pentru a pleca și noi de aici, pentru că na, nu prea place zona asta, ok? Nu, urăsc, nu prea place așa. Hai. Așa, safe key-ul, frumos, că safe key-ul meu, că am găsit și pe aici. Safe key-ul va rămâne pe aici, dacă o să merge și un pic controlul acesta, că mă cam enervează. Ok, s-o cam și cărnița, deci un pic întrebare. Așa, văd pe aici că mai nimica, pe la urs nimica. Apăs asta de vreo 10 ori ca să fac un control, ești nebun? Atât de prost e controlul, frate. Asta este, ne problemă, ne descurcăm cu versiunea aceasta. Eu sper că următoarea versiune să face cele 60 FPS-uri băgate, că dacă nu știu, poate. Când mă joc un joc așa, simți așa prost, mă cam enervează pe mine. Așa și eu. Mă, cred că trebuie să găsim engine part-ul, să găsim 100.000 engine part-ul. Ok, asta cheiul. Dar mi se pare mie că dacă aici... Ok, apare de ceva mai normal la manivelă. Deci trebuie să apreciem și asta de la nivelul upper, că a băgat această chestie. Habar n-am ce-a băgat tot mai mult în ambitul acesta, frate. Ok, avem acea itemul mult dorit. Acum să cerc un bug care este în 2022 și vreau să văd dacă merge acum pe această versiune. Deci pun. Dacia. Bun. Na, numere, numere. Ce ai developerul? Hai să lucrez mai mult la aceste versiuni, pe că ideea că poate își dă ăștia seama să facă bug-uri pe aici și după aceea mă face calmă, îmi face. Hai, mai cu viață, mai cu viață, că frate, nu știu, simt așa că mai asom, adică, na. Da, noi trebuie să găsim, dacă mai avem cum pe foarte puține perchise, mai avem zona aceea, cioară pe acolo, mai zona aceea care să deschidem. Mamă, ce lag am avut. Frate, dacă eu, de exemplu, joc în lagul ăsta, e clară treaba, frate. Pe care faza? Calculatorul duce foarte bine, emulatorul duce foarte bine, că am pus să-mi ia toate resursele de la calculator ca să ducă din ce în ce mai bine jocul. Ok. Unde n-ai bă... Ok. Chița. Ia-o tu, frate. No problem, păi. No problem. Ce faci, mă? Mă prinzi tu pe mine, mă, hârcuița noastră frumoasă, ce știi? Bă, n-are șanse să mă bate, pentru că dacă sunt prea bun, frate, sunt prea bun. Bine, prea bun pe easy, scuzați-mă pe mine, nu prea să zic o chestie nasoală aici. Hai. Hai. Ba, 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 ba. Pac, frumos. Haide, băi! Mamă, frate, ce fuge controlul. Păi, frate, nu știu de dacă controlul acesta este prea pardaf pentru acest joc. Pun pare pe către voi că aici să găsim pușurile, să găsim bateria la mașină, să fiu aici. Ce v-am zis? Bateria. Și după aceea trebuie să mergem acolo jos și să găsim cărnița la peangă și la peangă trebuie să găsim cheia albastră. Sau să găsim altceva, pentru că dacă... A, ne mai trebuie doar bujia, ne mai trebuie bujia și cheia albastră, ca să plecăm și noi după aici. Nu știu, sper să vă placă acolo, grei, nu știu dacă o să vă placă, e dacă, nu știu. Mă, de când a început luna asta, ianuarie, bine, am văzut la foarte mulți că este o lună așa mai proastă pentru YouTube, adică, nu știu. Hai că nu știu, adică e prima lună, adică prima lună din an în care nici nu prea se prinde, adică e o lună foarte slabă. Adică n-a... Doar nici foarte multă lume nu se uită, adică nu mai apare foarte multe recomandări în luna ianuarie, nu știu. Așa am scris, așa am auzit, acum nu știu nicio dacă e adevărat sau nu. Nu pot să dau acum cu părerea dacă n-am văzut. Dar după cât am văzut până acum, cred că chiar așa este aici, nebun. Dar rog, frate, eu fac YouTube în continuare pentru că ideea că, bă, frate, nu știu, YouTube e ceva de ce mi-a plăcut de mic, ok? Cam asta e faza mea, adică, mă, dacă nu-mi plăcea de când eram mic YouTube, nu mai făceam. Dar dacă îmi place de când sunt mic, fac în continuare, frate, că, dacă îmi place. Ochiul alunecat, fulgul, fai de capul meu. Ok, nicio hârculiță pe acolo, ce-a fost aia? Nu contează, nu contează, ok, nu contează, noi suntem aici pe axă. Mă uiți așa, mă uiți.
Epa, aici, epa, aici. Nu știu, mă aud așa, mai aud niște pași pe aici și mi-e cam frică, frate. Ok, hârca, nicio problemă, stă pe acolo, se îmbronzează și ea. Și dar uitați că în următorul episod o să facem și noi. O să trebuie să facem și noi extremă pe Nick, pe Nightmare. Nightmare. Birsidul, aia zic. Perfect. Alo? Alo, alo? Vreau că este pe aici. Alo, mai fugi? Mai fugi mult controle. Saloti! Bă, nu mai mergea controlul, frate. Bă, aici nu mai mergea controlul. Tot ce controlul. Urăsc controlul ăsta, frate. E anicaparul de tot. Fără supărare, developer, dar în această versiune ai avut un control foarte anicapat, să-mi cer. Uite cât de prost se mișcă. Așa. Dar naiba încoace cheia asta verde, că asta am nevoie. Ok, și itemul le aruncă tot la fel de prost. Habar n-au acum să mească hârcuița acum, pentru că ideea că... Cheia asta verde, nici nu mai văd, frate. Am aruncat-o cumva, dar nici nu mai văd. Hai bă, haide. Bă, întrebarea mea unde n-ai mâncat? Wow, 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 wow! Hopa, hopa! Ce-ai făcut frumoasă? Te-ai făcut cărniță? Ah! Bă, ce m-a prins în capcană, frate! Ce-ai făcut? M-ai dropat capcană și te-a omorât capcănuța mea frumoasă? Ah, nu e nimic, nu e nimic, hârcuța noastră frumoasă. Ți-am făcut și un pic de țeapă aici, pentru că na. Ne mai jucăm și noi cu tine, cum te rog și tu cu noi, pentru că așa e frumos. Bă, frate, avem această cheiță. Bă, controlul încă mi se pare la fel de parte. Adică, nu știu, mi se pare mie sau... Nu știu, adică mie să cred, am impresia acum că acest control a fost rezolvat fix acum, printre ultimele versiuni. Așa am impresia. Da, aflăm, să aflăm acum. Mai avem această versiune și cu încă vreo 4, cam așa. Adică, cam conținut de vreo 4 episoade, ok? Mie, acum, na, acum vedem ce o să face și în alea, pentru că habar nu am, frate, habar nu am ce să băga nou și astea. Dar o să aflăm pe parcurs. Ideea că aici, în momentan, nu văd stele și astea, adică mai la versiunea aceasta nouță cu păiangă, nu? Tu acum poți vezi și steluțele, adică vezi steluțe pe cer, pur și simplu, și e mai frumos. Pe la căsuță. Aolo, frățiorul meu. Ce fuge, frate, fuge controlul ăsta, fuge foarte urât controlul, mă enervează, frate. Da, ideea că se mai face și enorm, foarte mult lag, încât te enervează și îți vine să dai cu pumnul în jocul ăsta, cu cine l-a făcut. Bine, așa le-am trecut. Nu mă luați până că sunt hater în prezent, pentru că prezent... În prezent, da, îmi place cum se mișcă, îmi place cum arunc iteme, adică este un joc care e chiar top în 2022-2023. Eu nu știu, frate, am ceva cu 2022, nu știu, dar pe fiecare dată zic 2023, 2022, de fapt. Ok, nu ne mai trebuie bujiuța aia, dar unde n-ai mai găsit și pe aia. Nu stai că la păianga n-am găsit birsidul, dar unde... Cine a verificat noi să ne gândim foarte bine? Spray-ul, mai era spray-ul de verificat, frate, spray-ul ăla. Că nu l-am verificat, n-am stat să mai verific, ok? Da, mai ar fi încă o teorie. Hai să fac o pedagogie pe aici. Pa, 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 pac. Mă, o teorie ar fi că n-am verificat un sertar, cu un sertar care trebuie să se verifică și... Ok, controlul încă fuge. Doar pepper spray. Spray-ul ăsta e la fel. Gata, frate, am plecat. Pa, pa, hârcuriță, nu mai stau pe aici, nu-mi place zona asta. Punem bujia, frate, și hai să-i dăm bătaie, frate, că nu mai pot, frate, nu mai pot. Hai, pac. Iau cu saude. Hai, hârca. Hai, hârca. Mă, nu, eu, bă, vreau să dau cu mașina peste ea, ok? Asta este, asta va fi mie targetul. A dat peste ea!
Am dat peste hârca cu mașina, ești nebun. Săraca, mamă. Eu cum stă, gata, thumbnail de clipul ăsta, gata, să-mi bap ce de nese thumbnail ăsta. Am dat cu mașina peste ea, bă, frate, ne simțiți, mai suntem, ia. Așa conduc. Ok, gata, dispor și apărătoarea, hai. Așa, perfect. Hai, adios, amigos. Perfect. Ia uite hârcuța cum se uită, bă, frate, am scăpat și de tata asta din casa ei. Ce mai hoașca noastră frumoasă. Au, ce, uite cât am mai scorbura la bot, frate. Uite câtă scorbura are pe aici. Da, frate, dar am avut o reclamă mai devreme din fericire sau din tristețea mea. Nu înțeleg, dar mi-a băgat o reclamă fix acum, după ce am scăpat, mi-a băgat o reclamă, dar habar n-am, mă interesează, frate. Ce contează este că am scăpat și noi, frate, am scăpat. Asta, sunt foarte fericit. Și da, frate, eu sper să vă placă și dacă vă place acest episod și vă dau o susținere de aia foarte mare, o să continuăm și noi cu aceste versiuni care am mai, adică mai rămas vreo 4 versiuni de testat și da. Și nu uitați acolo de o mare, mare like, fraților, și vă zic la toată lumea, pa, pa. Deci, pa, pa!